Bun găsit, doamnelor, domnilor, începe 100% locul unde vă spun ceea ce un pic mai departe de știrea în sine. Pentru că ea, știrea, v-am spus de multe ori, e seacă cine, ce, unde, când și cum, dar eu vă spun și cam de ce, cine trage sfori și care e toată șmecheria din spatele unor acțiuni. Dar înainte de asta, aș vrea să vă spun că sunt un pic revoltat pentru faptul că în urma emisiunii de ieri am văzut un festival de ură și de homofobie în comentariile de pe rețelele de socializare. Este pentru prima dată când gratulările, în ghilimele, n-au venit la adresa mea, ci au venit la adresa comunității LGBTQ. Eu mi-am făcut datoria și în două zile, săptămâna aceasta, am vorbit cu reprezentanța ai comunității aici în studio și cu alții invitați de zi cu zi despre o decizie care atunci mi s-a părut că a deschis cutia Pandorei. Din nefericire însă, pe rețelele de socializare unde toată lumea este zmeu, repet, am văzut o revărsare de ură și de homofobie care nu ne face bine nouă ca nații. O să nu fii de acord cu alegerea unuia sau altuia. Însă tare mi-e teamă că reacționăm fără să mai gândim. Și că îți este așa foarte ușor să deversezi toată frustrarea și toată ura pe care ai adunat-o din cauza unora sau altora prin niște discuții care au menirea de a pune față în față două tabere, pentru că sunt două tabere în momentul de față, și pentru a încerca împreună să înțelegem ceea ce se întâmplă în jurul nostru. V-am spus, sunt un pic trist pe chestia asta, dar nu sunt disperat, pentru că mi-am dat seama că, indiferent de subiect, în România există două tabere. Mai orice ai face, orice ai face, există două tabere. Și fiecare dintre aceste două tabere nu mai vrea să moară capra vecinului, ci să moară vecinul împreună cu toată familia lui, dacă se poate. Și încă o dată spun, probabil că pe undeva nervii nației sunt întinși ca un elastic care stă să pocnească. Din când în când, acest elastic se detensionează, pentru că o să mergeți la fentă, ca de obicei, când o să apară câte o informație pe care o mestecați, oarecum superficial, și care, ce să vezi, exact rolul acesta îl are, de a mai ostoi nervii aceștia. Una peste alta, vă spun doar atât. Iarăși avem o emisiune în care o să discutăm subiecte care vă vor afecta emoțional. Pentru că, ce să vezi, asta este menirea noastră, începe 100%. Invitații mei de astăzi, mulțumesc pentru prezență. Cristian Cosmin, prim vicepreședinte Partidul Ecologist, bun găsit. Mulțumesc pentru invitație, bună ziua. Lucian Iliescu este cu noi, bun găsit. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și Hristos a înălțat. Adevărat, s-a înălțat și mulțumesc frumos. Octavian Bădescu, membru AUR. Vă salut, domnule Bădescu. Mulțumesc pentru invitație. Sorin Constantinescu, antreprenor, bun găsit. Mulțumesc frumos pentru invitație. Iulian Surugiu, președintele Partidului Patrioților, bun găsit. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Liberalul Mario Demețu, de asemenea cu noi în platou, bun găsit. Bună ziua, Hristos s-a înălțat. Adevărat, s-a înălțat. În legătură video, dacă e gata legătura video, Liviu Burlacu, preot, Hristos s-a înălțat și la mulți ani de ziua dumneavoastră, domnule Burlacu. Adevărat s-a înălțat, Hristos s-a înălțat, invitațiilor dumneavoastră din platou, bine v-am regăsit. Domnia sa este cel care a fondat Centrul Izvorul Tămăduirii. De ce este în emisiune cu noi, o să vă dați seama imediat. O să vorbim despre adicții. Și o să vorbim astăzi despre jocurile de noroc, despre păcănele. Și nu numai. Pariuri și păcănele.
A fost o revoltă națională după moartea tânărului de 19 ani, care și-a dat foc în fața unei săli de jocuri de noroc. Astăzi o să vă mai dau cât de curând o informație care de asemenea vă va afecta emoțional. Însă amploarea fenomenului păcănelelor nu mai poate fi stăvilită. În România găsești farmacie, găsești bancă și găsești pariuri sportive, păcănele și așa mai departe. Și droguri. Dacă aveți vreo sursă, să ne spuneți. La fiecare colț de stradă aproape. Ei bine, într-un final, Parlamentul ăsta al României a cerut adoptarea de urgență a unui pachet de legi care ar putea duce la dispariția mii sau zeci de mii de astfel de localuri, măcar cele care se află în apropierea școlilor, a liceelor, pentru că se joacă vieți acolo. Nu avem nimic cu sistemul în sine. Este o afacere bazată pe o adicție. Însă, ce să vezi, sunt pline sările de adolescenți, chiar dacă nu au voie să intre acolo, sau de tineri care cad pradă unui miraj. Iar mirajul ăsta duce la adicție, iar adicția duce, doamnelor și domnilor, la faliment. Colegul meu, Andrei Rotaru, se află în apropierea unei astfel de săli, dar a citit și proiectul de lege și vine cu detalii. Bun găsit, Andrei! Bun găsit, Laurențiu! Noi ne aflăm acum aproape de centrul capitalei. Suntem la câțiva pași de Gara de Nord, care se află în spatele meu, iar la parterul acestui bloc din dreapta mea se află numai puțin de 5 astfel de săli de jocuri de noroc, cei drept mai sunt despărțite și de un magazin mixt sau de o casă de amanet. În total, în toată țara, vorbim despre 12.000 de astfel de săli de jocuri de noroc, o parte dintre ele, iată, în mediul urban. Suntem în București, așadar, însă o mare parte din ele se află și în mediul rural, în localitățile unde trăiesc, unde mai trăiesc de fapt puțini oameni. Vorbim în total, așadar, despre 3 proiecte de lege. Am în mână expunerea de motive pentru unul dintre ele și am ales această expunere de motive pentru că este posibil să fie proiectul care, dacă va trece în această formă, ar putea duce la închiderea celor mai multe astfel de săli de jocuri de noroc. Și din această expunere de motive, de fapt, aflăm mai multe lucruri interesante, inclusiv despre adicția de care vorbeai puțin mai devreme, Laurențiu. Sunt date din anul 2016 citate în această expunere de motive. Nu sunt date oficiale, sunt citate dintr-un studiu realizat de o organizație de cercetare de piață la comanda ONG-urilor specializate în acest domeniu. În 2016 erau 100.000 de dependenți de jocuri de noroc la noi în țară. Și la acel moment experții recunoșteau că probabil cifra reală este mult mai mare. Nu există însă date mai recente de atunci ușor accesibile. Tot din această expunere de motive aflăm că în anul 2021 cifra de afacere a tuturor operatorilor de astfel de săli de jocuri de noroc sărea de 9 miliarde de lei. 1,8 miliarde de euro așadar. Sunt sume imense în joc și tocmai de aceea aceste legi sunt relevante. Vorbim în primul rând despre cea pe care o am în mână, care ar putea duce la interzicerea amplasării acestor săli la mai puțin de 300 de metri una de alta și, mai important, la parterul blocurilor de locuit. Totodată le-ar putea interzice prezența în localitățile rurale, cele cu mai puțin de 5.000 de locuitori și tot în această expunere de motive citeam ceva foarte interesant și anume că 79,7% dintre comunele din România au între 3 și 5.000 de locuitori. De aceea spun că acest proiect ar putea avea un impact foarte mare. Nu este însă singurul care este dezbătut în Parlament în acest moment. Mai există și proiectul care își propune să interzică amplasarea acestor săli de jocuri la mai puțin de 300 de metri de unitățile de învățământ. Și mai există totodată și proiectul care își propune să interzică afișarea de reclame stradale pentru astfel de activități. Însă să știți că cea
cea mai mare parte a acestui fenomen nu se desfășoară neapărat în interiorul sălilor, se desfășoară și online, pentru că vorbim, conform datelor strânse de cei care au inițiat aceste legi, de parlamentarii care le-au inițiat așadar, există undeva la 400.000 de conturi create online, bineînțeles, pentru jocurile de noroc. Andrei, mulțumesc! Și acum vine informație care vă va afecta cu siguranță din toate punctele de vedere. Adelin este un tânăr din Nanov, o localitate de lângă Alexandria. Adelin avea datorii la numai 17 ani pe care trebuia să îi împlinească zilele acestea. Datorii de pe urma jocurilor de noroc. Adelin și-a pus capul pe calea ferată, iar singurul tren care trecea în zonă nu a putut evita nenorocirea. Și iată, doamnelor și domnilor, că aici vorbim deja de o mega problemă. Adelin avea toată viața înainte și nu o mai are. De ce? Pentru că s-a dus la păcănel. Părinte Liviu Burlacu, conduceți un centru specializat în primirea și tratarea oamenilor cu diverse adicții. În această emisiune vorbim de patima jocurilor de noroc. Cât de greu se poate lupta cu această patimă și cât de greu sau cât de mult recidivează oamenii care, mă rog, au conștientizează că au o problemă, vin să-i ajutați, fac acel program și totuși au căderi. Încă o dată, bună ziua și bun găsit tuturor dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Vreau să vă spun că, într-adevăr, așa cum ați menționat, în centrul Izvorul Tămăduirii din Bacău, Centrul pentru Terapia, Tratamentul, Recuperarea, Reintegrarea și Reinserția Socială a persoanelor dependente de alcool, droguri, jocuri de noroc și alte comportamente compulsive, un loc special îl au persoanele care vin să se trateze pentru dependența de jocuri de noroc. Despre dependența de alcool, despre dependența de droguri am vorbit și ați văzut și cunoașteți nenumărate și nenumărate aspecte. S-au făcut o mulțime de emisiuni, din păcate mai puține acțiuni întreprinse în sensul acesta de a ajuta și a interveni și a trata problemele acestea. Despre dependența de jocuri de noroc, un avânt deosebit a luat în ultimul timp prin inițiativele grupurilor de suport și a reprezentanților acestora din Asociația Jucătorilor Anonimi. Unii dintre aceștia sunt dependenți de jocuri de noroc care au beneficiat de terapie și tratament în Centrul Izvorul Tămăduirii și au fost îndemnați spre întreprindere și pentru a susține aceste acțiuni și activități care, iată, au ajuns și în Parlament sub forma unor, sub forma diferitelor proiecte și inițiative legislative. Dacă pe un dependent de joc de alcool, un dependent de joc de noroc, este foarte ușor pentru familie, pentru aparținător, pentru comunitate, societate, angajator să-l depisteze, să-l vadă că se află într-o suferință profundă, fie că este printr-un comportament inadecvat sau lipsă și așa mai departe, un dependent de jocul de noroc este o persoană introvertită și ascunsă și care începe să joace de la o vârstă foarte fragedă uneori. Și toată această povară și neputință și boală, pentru că este și o boală dependența de jocuri de noroc, dânsul o poartă în tăcere pe umerii lui. Gândiți-vă că de foarte multe ori ne întâlnim cu persoane din ciclul gimnazial, când sunt obligați să, în ghilimele obligați, să ceară bani de acasă pentru diferite caiete, laptop, calculator, fondul școlii pe care îl inventează și pe care se duc automat să-l ducă la sălile cu păcănele, care de foarte multe ori sunt amplasate, așa cum a spus, chiar în vecinătatea unităților de învățământ. Greu să-l ajuți să scape de această adicție, părinte Burlacu. Este foarte greu, domnul Laurențiu. De ce? Pentru că cei cu jocuri de noroc nu vin
într-o fază în care, să spunem, boala nu este atât de înrădăcinată în om. Ei vin când deja sunt la capătul puterilor, când deja au apărut insomnii, au apărut psihopatologii psihiatrice, depresie, anxietăți, tentative de suicid, apar faptele penale pentru că se simt obligați să restituie bani de unde au împrumutat, și apar furatul, tâlhăria, excrocheriile și așa mai departe. Familiile până în ultimul moment ascund această problemă pentru că se expun oprobiului public, stigmatizări, izolări și intrăm într-un cerc vicios în care nici școala nu poate să ajute, nici familia este neputincioasă, iar dependentul de jocuri de noroc ajunge să ceară ajutorul când efectiv este epuizat și fizic, și psihic, și economic și este și de foarte multe ori social marginalizat și exclus. Da. Programul de terapie. Stați un pic, rămâneți cu noi, domnule Sorin Constantinescu. Dumneavoastră ați făcut și faceți multe afaceri exact în acest domeniu. Am făcut până în 2010. Ne ajutați un pic să lămurim cum e cu adicția asta? Sigur. Eu am fost primul om din România care am inițiat o campanie pe TVR din banii mei personali în 2007, cu 16 ani, care am spus că jocul de noroc în exces provoacă dependență. În momentul ăla eram director general al cel mai mari cazinouri din București și eram acționar la vreo 6-7 firme de jocuri, dar am vrut ca oamenii să conștientizeze pericolul jocurilor de noroc. Ce vreau să vă... ați dat știrea cu tânărul care și-a dat foc la Râmnicu Vâlcea. Vreau să vă spun din surse sigure și de la anchetatorul și la familie că băiatul ăla n-a intrat în viața lui nici într-o sală de jocuri, n-a jucat deloc. Cel de 19 ani s-a adelit, cel care un fake news care s-a rostogolit ca și cu Elon Musk toată ziua, prin toate ziarele și prin toate astea. Deci băiatul ăla n-a văzut nicio sală de jocuri în viața lui. O știre 100% sigură din cadrul anchetei și din cadrul familiei. Ce vreau să vă spun, sunt soluții clare și concrete, nu cele propuse de parlamentari, sunt soluții clare și concrete pe care eu le-am spus și în presă și în scris de ani de zile, dar nu se vrea. Sunt două probleme mari aici. Una, ONJ-ul nu mai are un președinte de vreo 9-10 luni de zile pentru că se bat două găși politice care să-și pune omul acolo și asta afectează foarte, foarte mult industria. Doi, în 2015, când am făcut legislația, ultima legislație de jocuri de noroc, am contribuit și eu la legislația asta, am prevăzut acolo că fiecare organizator de jocuri de noroc de pe teritoriul României este obligat să cotizeze o sumă de bani pentru a sponsoriza programe de adicție. Până acum s-au adunat 7 milioane de euro în acest cont, se poate verifica, e foarte ușor de verificat, nu s-au atins de niciun ban. Acum 2 ani de zile au angajat 10 oameni care mănâncă salarii din banii ăștia care să administreze banii, dar fără să facă absolut niciun program, să plătească vreun ONG, să meargă. Eu merg pe banii mei și pe timpul meu, prin licee, prin facultăți, am fost, puteți găsi la mine pe canalul de YouTube sau pe TikTok, am fost în zeci de licee sau așa, pe banii mei și pe timpul meu, fără să mă trimită nimeni sau fără să vreau să am vreun interes. Și statul care are 7 milioane de euro la dispoziție nu face absolut nimica. A treia problemă foarte mare este că, am spus de ani de zile, se lasă jocurile astea, cum am spus, în sate sau în cârciumi. Jocurile ar trebui să stea doar în săli specializate de jocuri de noroc, nu la țară unde un birt unde omul și-a salarul și după 2-3 beri vine cheful de păcănele și își lasă banii acolo. Sau încă un fenomen la țară, părinții și acum în 2023 își trimit copiii după țigări sau după băutură și copilul ăla intră acolo, e un barman după bar și bagă banii direct în păcănea la 12 ani, la 13 ani. Deci asta trebuie interzise de ani de zile. Sunt soluții, dar nu vrea nimeni să ia soluții concrete. Eu sunt din 90 în jocuri, din 90 din luna martie. De câte ori au fost alegeri? 94, 98 s-au făcut campanie electorală, au apărut niște parlamentari care în viața lor n-au ieșit la tribuna Parlamentului să zică că se pune jocul la 300 metri, la 350, nu asta e soluția. Eu fac consultanță la loteria din Republica Moldova de vreun an jumate. Parlamentarii din Moldova au interzis reclama la jocuri, au crescut de 3 ori firmele rusești la negru, pentru că online nu ai cum să-l oprești. Degeaba închis păcănerea să la partierul blocului dacă nu faci nimic cu online-ul. Și au crescut de 3 ori firmele rusești la negru, e dovedit, e toată presa online din Republica Moldova e plină de reclame de firme rusești de online de jocuri. Deci nu e o soluție să le interzici sau să interzici reclama, trebuie să le limitezi și să le controlezi mai bine. În plus de asta s-a dat o lege, s-a votat în Parlament, a fost și promulgată de președinte, că e obligatoriu să se prezinte buletinul. Azi, că dacă mergi acum la loterie, la sediul loteriei, dacă tragi un los în plic, îți ia buletinul. Așa ar trebui să aplice și sele de jocuri. N-aplică nimeni chestia asta. Deci, în momentul când vorbim aici în studio, ar trebui ca în momentul când tu intri într-o sală de jocuri să-ți ia buletinul și doar așa să poți să joci la aparate. Nu, da, nu se aplică legea respectivă. Spuneți-mi și altceva. Spuneți-mi arhetipul uman. Cât de greu e? Părintele Burlacu spunea că este o boală, adicția asta de... E o dependență, ca și drogurile, ca și țigările, ca și alcoolul. Problema este că noi nu am avut educație, am avut prea mulți ani de comunism. Eu am făcut școala în Vegas, am stat 3 ani de zile în Las Vegas și acolo americanul zicea, mă duc să pierd sau mă duc să mă distrez de o anumită sumă. La noi, România, în România sau în Europa de Est, în Bulgaria, în Ucraina, în Rusia, în
în Grecia, că și ei sunt balcani, zic, mă duc să câștig. Și în momentul când îți pui în cap că te duci să câștigi și tu ai pierdut, intervine frustrarea. Devii frustrat și atunci trebuie să te împrumuți. Dă-mi și mie 100 să mă scot, mai dă și mie 2, pentru că tu nu vrei să accepti că ai pierdut. Ai dus acolo să câștigi. Merg des în Londra, joc poker pe la casinouri din Londra, îmi place să joc poker și acolo englezul zice: am venit să mă distrez de 500 de lire sau de 300. Adică, asta e tot ce ar mai lipsi. Asta e tot ce ar mai lipsi să facem educație copiilor pe cum să joace la păcănele. E tot ce ar mai lipsi în țara asta, că rezolvă toate. Așa zic dumneavoastră că e o problemă de educație. Eu am înțeles foarte bine. E problemă de educație. Și de nivel de trai. În al doilea rând... Stai, te rog. Nu putem stârpi fenomenul. Nu, dar... Acum încercăm prin ceea ce facem. Să găsim soluții. Hai să... Putem să vorbim și noi toți ceilalți în emisiunea asta sau... Doar dăm voie să... Mulțumesc. Da, imediat. Eu sunt tată de copii care trebuia să treacă printre cei care jucau la păcănele, că era la parterul blocului. Și am fată care trebuia să treacă printre toții care jucau la păcănele și ieșeau, mulțumesc, săruna, și ieșeau afară să fumeze și stăteau pe scară și fiica mea trebuia să strecoare printre ei. Eu, dacă aș putea, aș închide păcănelele la parterul blocurilor. Să ne înțelegem, e o chestie personală. În al doilea rând, să vii să spui că există 7 milioane de euro dați de păcănele ca să facă campanii împotriva adicțiilor sau să facă consiliere. Este ca și când aș spune eu acum, o secundă închei, promit, că ies să vând o mâncare despre care știu că produce cancer, dar dau din ce vând eu, din mâncarea care produce cancer, dau niște bani ca să se facă niște tratamente sponsorizate pentru cei care se îmbolnăvesc de cancer din mâncarea mea. Dar nu mai bine găsim o soluție să nu facă cancer mâncarea mea? Nu e mai corect așa? Nu pot să interzic jocurile. Sigur, nu. Părinte, nu, dar nu vreau să interzic jocurile. Părinte, mă auziți? Vreau în momentul în care intră controlul și găsește un copil în sala de joc să închidă sala aia de joc. Doamne, să o închidă. Nu există control. Mario, eu părinte, sunt vreau, sigur... Părinte, eu vreau... Eu vorbesc în cunoștință de cauză. Sunt sigur de aici, de la noastră, care în anul 2018 și în Consiliul General al Municipiului București și în anul 2020 în Parlamentul României, calitate de senator, am depus sub înscrisuri hotărâri de Consiliul General și lege, exact ceea ce discutăm noi astăzi la masă. Dragul meu, lasă-mă cu cine au condus Sara. Îți spun, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, atunci, nici n-a vrut să audă, era frică, a înghețat, nici n-a băgat hotărârea în Consiliul General. Nici măcar n-a avut curaj să o pună pe ordinea de zi. Eu ceream interzicerea păcănelor, apartărilor, blocurilor de locuit, în același expunere de motive pe care a avut-o mai devreme Mario Demezzo, și sau la mai puțin de 250 de metri de orice unitate de învățământ. Bravo. Și atenție, înființarea cartierilor jocurilor de noroc. În afara orașului, frumos, erau mai controlate, te duci la trejuri. Stai puțin, mă, și la 300 de metri continui, și la 500 de metri, Lucian. În anul 2020 am depus în Parlament aceeași lege. Nici măcar nu s-a luat la Senat. Și mai depun nu s-a luat. Ludovic Orban, știi ce a făcut lui? Eu eram un PMP. Știi ce a făcut lui Eugen Tomac ca să închidă gura să nu-mi apere legea? Cu parlamentarii PMP n-a vrut să semneze unul. I-a dat președintele național a Oficiul Național Agenției Jocurilor de Noroc la PMP. Și a închis gura. Asta vreau e politica. Numai rușine puțin, Eugen Tomac, rușine Ludovic Orban, rușine Gabriela Firea. Da, rușine, dar vreau să vorbim. Rușine ăștia care ați guvernat țara 33 de ani ca să ne înțelegem. Ce să ne înțelegem? Dumneata ești, vorbești din cărți. Părinte, aș vrea să-ți mulțumesc pentru ceea ce faci și mai deschide acolo o activitate. Că în scurt timp o să ai nevoie și de ăștia care sunt dependenți de criptomonede. Da? Criptomonede, că și alea dau și alea dependență. Cât de cât o să fure copiii din casă bani și bagă acolo dacă nu. Revenind la subiect, dom'le, de ce n-am face noi așa? Păi nu foarte s-a dorit. Uite, o vedeți? Păi ce ați făcut, Lucică, drag? Ai fost senator? Păi eu eram unul din 570. Mă, dar vedeți ceva acolo când ajungeți și nu mai faceți? Păi, dar dumneata știi legea de vorbești? Știi cum țara asta cum e organizată? Tu crezi că un senator organizată sau un deputat prost, de capul o să schimbăm. Lui? Păi cum să schimb? Uite așa cum? Bine și frumos. Păi spune, uite, o lege depusă în Parlament. Toți veniți la ca domnișoare, păi spuneți, n-am putut, n-am făcut. Păi nu se poate, domnică, majoritatea coordonează. Să dea ordonanță de guvern Ciucă, acum nu mai intră nimeni în sala de jocuri până la 21 de ani. Poftim, păi aia e altceva, eu vorbesc de lege, nu durează 5 minute. Lucian Iliescu, domnul Surugiu, nu mă interesează ce ați rupt voi norii.
că dacă sala e la un kilometru unul de altul, ăla care are adicție se, se va duce acolo. Da? Noi despre asta facem emisiune. Și domnul Constantinescu a început să spună o chestie. Dați-mi arhetipul celui care are adicția asta și cât e de greu până la urmă. Sunt trei tipologii de jucători asta, la jocuri de noroc, cel puțin în Europa de Est și în Balcan, să zic așa. Prima tipologie de care vă spuneam și care sunt cei mai predispuși spre adicție sunt cei care merg la păcănele sau la cazinouri cu intenția de a câștiga. Și în momentul ăla, în momentul când pierd, intervine frustrarea, se împrumută, mai vine un cămătar, dă-n ceasul, ce frumos este, intră într-o gaurdea, încep să fure bani de acasă, încep să-și piardă familia, așa mai departe. A doua categorie sunt oameni care merg doar de distracție, adică genul de cuplu corporatist care merge odată pe lună, zice, hai că decât să cheltui la restaurant 3 paste de rond, mai bine mergem și tragem de aparate sau punem niște jetoane pe masă de ruletă și de banii aia ne distrăm și mâncăm și bem. Aia nu o să devină, nu o să vină dependenți niciodată. Și a treia categorie sunt cei cu foarte, foarte mulți bani, high rolleri. Când eram eu în casino director, veneau și făceau cu sacul așa, scoteau cu de 50.000 de euro și schimbau jetoane, doar de a fi văzuți cât de puternici sunt ei, cât de înfipți bine social și cât de mulți bani au ei. Deci ei niciodată nu deveneau dependenți pentru că aveau mai mulți bani decât puteau să piardă. Cam astea sunt cele trei categorii. Cea mai vulnerabilă e prima categorie. Și v-am zis, dacă s-ar interzice aparatele în barul sau în săli care nu sunt dedicate neapărat jocurilor de noroc, s-ar reduce numărul de aparate cam cu 20.000 de jocuri. Acum sunt exact 78.000 de jocuri și vreo 6.000, nu cum a spus colegul noastră, 12.000. Și studiul de care spunea colegul noastră făcut în 2017 este făcut de asociațiile care sunt organizatori de jocuri de noroc, nu de ONG-uri. Și sunt 100.000 de jucători frecvenți, 900.000 de dependenți. Iată cum se pot schimba un pic niște cuvinte sunt și se pot... 32% din ei sunt dependenți. Da, exact. Deci nu e chiar așa cum se spune. Într-adevăr, e un fenomen care trebuie stopat, dar politicul nu vrea, pentru că sunt soluții domnul concrete și noi nu facem asta nimic. Asta în industrie din 1990, da? 90 știți, foarte bine, știți foarte bine că Bucureștiul a fost al doilea oraș al lumii ca număr de cazinouri. Tot speculații de presă. Mai mult decât, ba da, avea 36 de cazinouri și 17 cazinouri live și 20, vă arăt statistica vremii. 17 cazinouri live și 20 era Las Vegas primul și Bucureștiul era al doilea. Deci este deja o industrie care în România a intrat în anii 90 și se făceau două chestiuni acolo. Se spălau bani pe de-o parte, iar pe nu partea cealaltă veneau instrumente. Da, intrai cu 1 milion de euro în casino și ieșai cu 100 de mii de euro cu chitanță. Nu, vă spun de ce. Haideți că știu ce vorbesc, credeți-mă. Deci eu vă spun din industrie. Deci eu sunt expert, am un doctorat în criminalitate economică financiară și în anti-laundry money, spălare de bani. Sunt singurul specialist din România care are doctorat în spălare de bani. Vorbim de anii 90. Nu vorbim de sunt acolo, da? Am făcut. Ideea este că aceste cazinouri, lăsați-mă și pe mine că ați vorbit toată emisiunea. Dar eu vă spun concret cu documente, nu să spuneți ce ați citit în nu știu ce eveniment cu zile sau nu știu ce. Sau ce mai, vorbesc, concret, eu am documente pe care pot să vă dovedesc. Deci, în legea spălării banilor, care de mult, legea 66 care s-a scos acum, spunea clar, nu este interzis eliberarea oricărui de document care să ateste câștigul la jocuri de noroc. Eu vă spun ce s-a întâmplat de facto. Și știți foarte bine, dacă vreți să recunoașteți, dacă nu e problema noastră. În fine, ideea este că acest lucru s-a mutat acum în mediul online și s-a mutat cu aceste săli la parterul blocurilor. Dar mai grav este că acești tineri care intră acolo, intră și vor să, sau spun că se duc să pună un pariu sportiv și acolo sunt și aceste păcănele. Acestea ar trebui interzise în primul rând. Păcănelele din cadrul sălilor de pariuri sportive, pentru că astea sunt la țară. Nu să vedeți săli din acestea de jocuri cum sunt în București la țară, ci sunt păcănelele în cadrul acestor agenții de pariuri sportive. Asta ar trebui interzise prima dată. Și încă o singură idee și cu asta închei. Să știți că în America, cel puțin, asta este o industrie de divertisment. La noi nu este. La noi lumea zice că intră în casino și câștigă. Educația trebuie făcută. Educația trebuie făcută în sensul că nu câștigi și vei pierde. Educația și nivelul de trai. Părinte Liviu Borlacu, tot n-am înțeles cât de greu sau cât de mult sau ce etape trebuie parcurse neapărat ca cineva să scape de această adicție. Dependentul de jocuri de noroc va ajunge să solicite ajutorul pentru a se trata și a se recupera din această dependență, dependența de jocuri de noroc, când deja va fi foarte mult de lucru la el, adică într-un stadiu cronic în care boala chiar este nevoie să, persoana este, chiar este nevoie să parcurgă un întreg program terapeutic pe toate dimensiunile ființei umane. Bio, psiho, socio și spiritual. Dependența de jocuri de noroc, deși paradoxal nu este o substanță, deși nu este ceva legat de... afectează omul și din punct de vedere bio al organismului, îl afectează și din punct de vedere psihic, obsesia, dorința, gândul nestăvălit de a juca, raportarea,
în permanență la sala de jocuri de noroc sau la aparatul online, îl afectează și din punct de vedere social, devine un introvertit, nu mai comunică, se autostigmatizează, se auto-învinovățește, se retrage din cercurile sociale, iar din punct de vedere spiritual, respectivul om ajunge un om lipsit de Dumnezeu. El știe că este un Dumnezeu, este doar un concept abstract și nu se mai raportează la acele principii morale la care tot facem referire în ceea ce privește o relație noastră cu spiritualitatea. Părinte Burlacu, ai mai exact și mai aplicat. Mai exact. Acum. Care e rata de succes? Adică, bun, sunt centre, cum îl aveți și pe dumneavoastră cu adicția. Care e rata de succes? Eu pot să vă vorbesc din ceea ce facem noi de 10 ani de zile în Centrul Izvorul Tămăduirii. Terapie, tratament, dependențe de alcool, droguri, jocuri. Din nefericire pentru jocuri de noroc, spațiul rezervat acestor persoane care ne cer ajutorul este destul de restrâns, undeva la 6-7 persoane pe serie din 30 de locuri cât dispune Centrul Izvorul Tămăduirii. Este extraordinar de puțin. Primesc groază de solicitări de la o mulțime de tineri, majoritatea dintre ei ajuns pe la universitate, la facultate, care sunt pus în stadiul de a abandona studiile pentru că nu și-au mai plătit cămin, rate și așa mai departe, în taxele școlare și așa mai departe. Orice bani le intră în mână, l-au băgat la aparate sau la pariuri, că aici vorbim și de pariuri, nu? Adică vorbim de tot, de online, se joacă. Pot ei să facă pentru a obține bani. Inclusiv în a-și vinde tot ce înseamnă laptop, rechizite, chirii, carduri, deschideri, IFN-uri, amaneturi și așa mai departe. Sau fură, sau dacă sunt disperați și au datorii și sunt fugăriți de căbătari, fac ca Adelin, Doamne ferește, și se sinucid. Am să vă dau și un exemplu foarte dur, dacă vreți să vă spun, și din astea foarte dure. Am avut persoană care efectiv, pentru că avea bani împrumutați de la așa zis și cămătari, efectiv și-a dat femeia în schimbul la nu știu câte sute de dolari. Soția lui a venit și a luat copila din casă și a lăsat-o pe aia la 3, 4, 5 cămătari. Și aia a venit distrusă dimineața după o noapte de... Să ferească Dumnezeu! Știi nu se ferească! Cu chiu, cu vai, femeia aia a reușit să divorțeze. Eu, ca preot, te-am spus, spune și dă divorț, fugi în satul de unde provii, pentru că nu poți obliga fiica ta să fie părtașă și să asiste cum tatăl tău vă sacrifică pe amândouă. Era femeie de 30 de ani. Da, părinte, da, două lucruri vreau să știu. Lucian Iliescu, îmi vine întrebarea, lasă cu știi cu ce. Dacă le pui la 300 de metri, la 500 de metri sau la 1 kilometru, ăla cu adicția să vă duce 300 de metri. Îi previi pe aceia care nu au adicție să facă. De undeva trebuie să încep stoparea adicției, Laurențiu. Pe aia care au îi tratezi și pe aia care nu au previi. Ceea ce spune domnul Constantinescu, probabil să putea acum 15 ani când însu făcea bani din așa ceva. Sau asta am înțeles eu. Dar acum deja s-a rostogolit atât de mult fenomenul ăsta încât trebuie să tai în carne vie. Bravo. Mie îmi pare rău că nu știu dacă gândim la fel, părinte, dar cum eu am gândit-o în 2018 exact și în 2020, uite, am ajuns la 3 ani diferență să-și dea un tânăr foc, cum am văzut cu toții în țară. Suntem în momentul, domnul Laurențiu și estimați invitați, suntem în momentul în care măsurile și jumătățile de măsură nu mai au eficacitate. Dependența de alcool, de droguri și de jocuri de noroc sunt dependențe complementare. Vom găsi dependent de alcool care este și dependent de jocuri, tratezi pe una și pleacă pe aia mai tare. Vom găsi dependent de droguri și jocuri de noroc sau jocuri și internet sau pornografie. Ele sunt înlăzite. Un oraș normal, într-o țară normală, nu trebuie să aibă bulevard, amanet, păcănele, supermarket, farmacie și bancă. E un lanț trofic care a nenorocit un sistem întreg. Nimeni nu spune să nu existe, dar țin chiriile atât de sus, încât unul care are un atelier de croitorie, de încălțăminte, nu mai poate să-și plătească o chirie, fiindcă chiriile sunt atât de sus, înseamnă că sunt foarte profitabile. Aveți soluții concrete? Eu am soluție concretă. Păi eu tocmai v-am spus-o. Interzicerea la parterul blocurilor de locuit, fiindcă nu este normal să intri cu copilul, eu am 5 copii, de exemplu. Nu este normal să intri cu copilul în bloc și în dreapta să ai păcănea și în stânga farmacie. Dar mai puțin la 200 de metri de orice unitate de învățământ. Și încercarea înființării acelor cartiere împreună cu asociațiile de profil, cu patronatele, acele locuri adiacente sau în afara orașelor, înființarea cartierilor jocurilor de noroc. Te duci acolo, poliția sau organele statului
pot să verifice și să monitorizeze altfel situația. Bravo. Și asta e viața. Trebuie făcut. Și pe urmă completez cu ce a spus dumneavoastră. Programe, inclusiv și în școli, sigur, dar atenție, sigur. Trebuie găsite acele cuvinte astfel încât să nu-i facă pe copii să fie curioși. Să nu promovezi. Pe urmă, în rândul tinerilor, sprijinirea cu bani, cu bani a acestor ONG-uri, sau nu știu cum este părintele din punct de vedere juridic înființat, acestor organizații, asta trebuie făcut. Eu vă spun că când am depus legea asta, m-au sunat vreo 10 să ne vedem, și am zis, mă văd cu voi, n-am o problemă. Nu am o problemă. Și pe urmă când le-am spus, bă, nu-i dracu așa de drag, dar haideți să încercăm. Păi și de ce n-ați făcut-o? Nu s-a dorit. Nu a intrat pe ordinea de zi. De ce n-ați ieșit atunci public să spun? Vai de mine! Berbecul ăsta, nu știu cum îl cheamă, de senator, nu vrea să îndrepte țara. Introduceți Lucian Iliescu să vedeți ce tamtam a fost. Bun. Nu am ce să fac. Ce să faci? Cu unul nu se face primăvară. Nu vreau că mergi simpatic. Domnilor, doar... Nu vedeți cum e micul partidul. Cu siguranță o să mai discutăm despre asta. Mă, să vină unul de ăsta la mic. Domnul Surugiu, hai că nu mai avem lozinca acum. Stați ușor, că vorbim... Noi vorbim de niște oameni care au niște probleme. Copil de 17 ani și-a pus capul pe șira trenului și-a trecut trenul și l-a pulverizat că avea datorii la păcănele. Ați nebunit de cap? Pe bune că mă apucă nervii. Vorbesc foarte serios. Băi, câți ori mai fi încă ăștia? Da, mulți. Dumnezeule, mulți. Nu cred că asta, nu știu care e soluția. E mirajul de a face bani, asta e. Nimeni nu a adus în discuție și chestiunea responsabilității individuale. Noi aia nu putem să ne închipuim ca societate că putem eradica toate chestiunile, toate păcatele lumii. Deci asta ține de credință, de educație. Noi de nivel de trai, domnul Bădescu. Statul, POC cu statul. Trebuie accentuată importanța responsabilității individuale în chestiunea asta, apoi responsabilitatea comunitară. Comunitățile să decidă, permit jocuri de noroc acolo, lângă școală, sau nu permit. Și atunci nu se face. Cine ne-a întrebat? N-au ce să facă. Dacă nu ai elementare, trebuie să le dăm această putere lor. În sala de jocuri nu-i lasă să bea și să fumeze. Ies să fumeze și să bea pe scările blocurilor, că ce deci, să vezi dacă e la parterul blocului, ai o scară acolo? Niciodată. Copiii trebuie să meargă și să se scoare printre ei. Mai fac comentarii, mai fac... Să aveți o fată care să treacă printre niște dăștea. Toți oamenii sunt iresponsabili. Noi trebuie să impunem în care ne propune. Păi toți votează, dar îi considerăm iresponsabili. Alo, testosteronul. Ușor, că deja v-am spus, când cântă muzica în platou, urmează public citatea că e cu bani cinstiți, da? Și nu dă dependență. Care va să zică? Ce dau dependență imediat după publicitate? Că după publicitate a venit domn președinte Iohannis, care se află acum la Sibiu, băi, și-a dat una de zguduie capul lui Marcel Ciolacu. Pentru că de ce? Aflați imediat. În câteva minute revenim. Mulțumesc, domnule Burlacu, pentru prezența în emisiune. Am revenit în prea frumoasa emisiune, băi, îmi place că vă interesează. Și cred că, până la urmă, asta e binerea noastră, să ne ocupăm și să atragem atenția despre lucruri. Ei, acum vreau să vă atrag atenția că un alt scandal nu s-a potolit. Ați crezut că s-a potolit. Săptămâna trecută, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a amendat 11 bănci cu o grămadă de bani, atât cât i-a permis legea, evident, constatând faptul că băncile, și acum o dau în normal, ca să înțelegeți dumneavoastră, cumva au făcut un feng shui de ăsta ca să-i scrocheze clientul, punându-l să plătească dobândă cât casa și mai apoi, dacă e cazul, după ani și ani, ce să vezi, să mai plătească și din creditul pe care l-au luat. Cei de la Asociația Română a Băncilor a sărit ca arși, a făcut și emisiune aici. Stai să vezi că matematica, că dă cu virgulă, că nu știu ce, că nu știu cum. E bine, doamnelor și domnilor, controlul a continuat. Săptămâna trecută au fost 11 bănci. E bine, acum sunt alte 8 bănci care au fost sancționate pentru practici comerciale înșelătoare. Colega mea, Claudia Lionescu, are detalii. Claudia, despre bănci, despre care bănci vorbim? Și cum au înșelat acestea oamenii?
Bună ziua și bine v-am găsit. Așa cum ai spus și tu, alte 8 bănci au fost aspru sancționate de către inspectorii ANPC. În ceea ce privește modalitatea de rambursare a creditelor, care, spun inspectorii, este una destul de înșelătoare. Asta vine la foarte scurt, la foarte puțin timp, după ce alte 11 bănci au fost amendate tot din această cauză. Pe de altă parte, atenție, reprezentanții băncilor au făcut front comun să dea în judecată instituția, însă președintele ANPC le spune pur și simplu să înceteze totul. Mai mult, acum băncile trebuie să emită noi grafice de rambursare, unde principalul creditului datorat să fie achitat de către consumatori în rate egale pe toată durata creditării. Mai mult decât atât, așa cum a spus, reprezentanții băncilor sunt extrem de indignați și din cauza faptului că, spun ei, ANPC-ul le-a adus grave prejudicii de imagine. Claudia, mulțumesc. Președintele ANPC Horia Constantinescu este cu noi. Bună ziua, domnule președinte. Bună ziua. De ce aduceți, domnule președinte, ăsta, prejudicii de imagine băncilor? I-a supărat rău de tot. Nu știu dacă acest aparent prejudiciu de imagine, sau cel puțin pretins de către cei care mă acuză de așa ceva, este cumva măcar la nivelul unui singur procent din prejudiciul de imagine pe care băncile, în raport cu consumatorii, și l-au adus, expunând pe mulți dintre aceștia la situații mai mult decât regretabile și discutabile în raport cu ce așteptări aveau și unde se află astăzi cu împovărarea financiară. Și totuși, ați continuat controlul săptămâna trecută, 11 bănci sancționate de către dumneavoastră, săptămâna aceasta alte 8. Vreau să vă întreb așa, până la urmă, toate băncile, că mai sunt, nu știu dacă au mai rămas, toate băncile calculează așa cum ați arătat dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți că este practică înșelătoare și, bref, ați tăiat amendă. Ele contestă amenda și vă cară în instanță. Între timp, există vreo măsură obligatorie pe care băncile trebuie să o ia? Adică de îndată sau așteptăm să treacă justiția și toate poveștile astea? În condițiile în care ordinele pe care le-am semnat își produc de îndată exact așa cum spuneți efectele, ar trebui aceste măsuri deja să se regăsească în activitatea băncilor, cel puțin de la acest moment în continuare. Vorbim de situații ce astăzi sunt mai mult decât dovedite, situații în care la momentul acordării împrumutului s-a calculat o bonitate și un grad de îndatorare, iar astăzi, exact așa cum am arătat și în conferința de presă de ieri, nu sunt puțin consumatorii ce au depășit cu mult venitul de rata pe care trebuie să o achite. Ori acest lucru nu poate rămâne exclusiv în sarcina consumatorului, ca și cum acesta ar fi singurul partener din contractul semnat. Am înțeles. Bine. Mulțumesc frumos, domnule Constantinescu. Hai să discutăm un pic despre lucrul ăsta. Deja avem 19 unități bancare, unități financiare. Din 32. Pe care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului le-a controlat și iată, le-a dat amendă și obligativitatea de a veni cu 50-50, principalul și dobânda. Băncile și... Săptămâna trecută a fost aici domnul Dănescu în platou. Băncile urlă ca din gură de șarpe că nu știu ei matematică, că sunt niște chestii, că bagă ei în Excel și că nu știu ce. Bref, au fost cazuri conform cărora oamenii au plătit foarte mulți ani și s-au trezit că din principalul pe care l-au împrumutat au plătit foarte puțin, plătind însă sume uriașe pe dobândă. Mă, cum vine asta? Că nu știu. Adică, hai, cine vrea? Domnul Botie, cred că toți vrem. Da, vă rog. Deci eu nu sunt un fan al sistemului bancar. Sistemul monetar și bancar este eronat arhitecturat și produce grave prejudicii cetățenilor și, din păcate, factorul politic nu a luat nicio măsură să-l schimbe de foarte mulți ani, nici la noi, nici peste tot în lume. În situația asta concretă însă, să știți că sunt două variante de lucru. Ori ai rate egale și atunci pornești exact cum au calculat băncile și agrezi cu clientul că dai rate egale, ori ai rate descrescătoare. Ca să ai rate descrescătoare înseamnă că pornești de mai sus, cam cu 20-30% mai sus, și termini în final ultima rată mai jos
Și într-adevăr, dobânda care se va aduna în felul ăsta va fi mai mică. Însă, omul când se duce la bancă, de obicei se duce la gradul maxim de îndatorare. Zice, cât pot să iau credit? Și atunci, în funcție de venitul lui, îi zice, băi, poți să plătești rată 1600. Foarte bine. Într-o astfel de situație cu dobândă egală, prima rată ar fi 1900. Și nu s-ar fi calificat. Deci eu cred că în spatele acestei chestiuni se ascunde altceva, o intenție de mărire ori a dobânzii, ori de lungirea perioadei de creditare. Nu este așa. Pentru că este foarte ciudat. Păi așa iese, așa iese la calcul, domnule. Ascultați-mă puțin. Creditele care se iau, se iau cu dobândă variabilă. Se iau cu robor sau cu IRCC. Aici vorbim de oamenii care își cumpără prima casă. Dacă, numai o secundă. Vă spun tehnic acum. Scade în țarul, curge egal de la prima lună până la ultima lună. Diferența este dobânda pe care o plătești este mai mult la început și scade pe parcurs până când în ultima lună nu mai plătești deloc dobândă și plătești doar principal. Așa, așa este structura, părțile. Așa o agreat. Și părțile este un contract al părților. Și toate băncile lucrează așa, nu spun că e bine. Nu este bine. Trebuie găsit o soluție în așa fel, pentru că sunt două categorii de oameni care sunt afectați. Oamenii care vor să ramburseze anticipat și oamenii care, din motive de default, nu mai pot plăti și ajung ca să vadă că la jumătatea creditului nu au plătit aproape nimic din principal. Deci asta este două categorii de afectare. Dar este organismul statului român. Banca Națională sau ANPC-ul? Nu este. Consiliul Concurenței. Pe 60 de pagini și cu toate scrisurile mici. Și cu toate scrisurile mici de sub ăla. Sigur, poți să te duci să întrebi de ce n-a citit omul. Dar cine își permite să te ducă cu apă? Dar toți au aceeași regulă. Domnul Demetru, toți au aceeași regulă. Să știți, e politică de cartel. Aici Consiliul Concurenței ar trebui să se sesizeze. Să spune de ce absolut toate băncile și contractul de la bancă care are 200 de pagini, așa, nu știu dacă ați văzut un contract scris cu caracter de 8, nu cred că într-o viață că de om oamenii sunt disperați să-și cumpere o casă și semnează până la urmă, spune ce cât bani trebuie să iau, 70.000 de euro. Dar să știți că dacă duceți contractul până la final, nu pierzi. Cu Francii Elvețieni și e reală și așa s-a întâmplat. Se ducea omul la bancă, se ducea omul la bancă și zicea, cât pot să mă împrumut? 50.000 de euro. Păi da, dar mie mi-ar trebui 75. Păi poți 75, dar în franci elvețieni. Echivalentul în franci elvețieni. Și oamenii luau 75 de mii, că era francul jos. Și a fost o tehnică, se numește upsales, o tehnică de vânzare agresivă din partea băncilor, pentru că erau bonusați. Se numește monedă exotică, ien japonez și franc elvețian. Să nu vorbim unul peste altul, că nu mai înțeleg oamenii de acasă. Deci a fost o vânzare agresivă din partea băncilor, oamenii erau bonusați suplimentar pe vânzarea creditelor în franci elvețieni și apoi veneau specialiștii la televizor a se citi lobiștii și spuneau, domne, păi n-a citit domne contractul? Păi n-a văzut domne contractul când l-a semnat? Păi n-a semnat domne pe scadențar? Da, e o realitate. Nu e întotdeauna așa. E o realitate, nu e întotdeauna așa. Ba, da, sunt și nuanțe. Sunt și nuanțe. Da, e viața nu e alb și negru. Sunt și nuanțe. Bun, pot să mă înscriu și eu 10 secunde? Da. Dar vă rog să nu vorbesc așa, să vorbesc și eu. Mulțumesc, domnul Laurențiu. Dom'le, haideți să mergem la cauză, da? Haideți să nu uităm că din câte băci ați spus, 32? 32. Doar două sunt românești, cu capital românesc, astăzi, da? Eximul și Cecu. Dom'le, două, da? Dom'le? Ele cum calculau? Și vă certați de jumătate de minut și eu vreau să vin cu bombe și voi unic. Întreb, băncile astea în țara mamă, care e dobânda lor? 2%, 3%. Nu, roborul plus 2%. Cât vine cu totul? Sau IRCC-ul plus 2%. Ajung 4% maxim, 4%, da? 4%, nu, în țările lor se calculează cu Euriborul. Se calculează, care e la noi, 2,99. Ele fac profituri uriașe, iar ceea ce a spus tovarășul sau domnul președinte care a vorbit despre amenzi, fix statul e aceleași măsuri împotriva băncilor ca și împotriva OMV-ului. Da? Adică niște amenzi care nici nu contează, da? Care oricum sunt contestate. Haideți să rezolvăm ceea ce e de rezolvat. Să încurajăm capitalul românesc, să facem bănci românești. Vreți să vă dau soluția într-o secundă? Nu mă dați mie, că nu-s la putere. Nu-s la putere. Nu sunteți, dar vă dau una soluție. O să ajungeți la putere, să vă ajute Dumnezeu. Deci, diferența dintre dobânda la depozit, ascultați-mă o secundă. Diferența de la dobânda de depozit și dobânda de la credit
să nu depășească 3%, 3 puncte procentuale. Asta este ceea ce... Și în momentul respectiv s-a terminat. Ia, e programul de guvernare de la aur. Exact. Amândoi sunt de la aur. Dar e propunerea pe care o fac și eu și pe care o susține, să știți. Asta e o putem susține împreună. O putem susține împreună. Bine! Și vine, doamnelor și domnilor, președintele Klaus Iohannis, adică nu vine, că era acolo, adică era la Sibiu împreună cu președintele Germaniei și cu doamna Carmen, prima doamnă. Și domnul președinte Iohannis tocmai i-a mai dat o scuturătură lui Marcelino și Ciolacu pe această cale. Că de ce? Păi nu mai bine îl las eu pe președinte să zică, ce mă apuc eu să explic ce zice președintele? Păi dacă el zice, zice. Marcele, urechile ciulite, tată. Fiind astăzi joi și greva încă neîncheiată, vom vedea dacă vom reuși să începem procedura mâine sau peste câteva zile, dar nu asta este important, dacă acum, imediat sau peste o săptămână, două se face rotația. Important este să avem o procedură clară, să știm cum va funcționa coaliția și să avem un guvern care garantează stabilitatea guvernării și stabilitatea României. Acestea sunt lucrurile pe care pun foarte mare preț și le-am transmis și celor din conducerea coaliției. Deci, mâine ar trebui să înceapă procedura. Asta în condițiile în care, sigur, greva din învățământ se finalizează. Băi, fraților, deci este de... Nu se poate. Ieri președintele spunea, domnule, rotativa merge până la capăt. Și începe de mâine, de vine. Cu depunerea mandatului premierului Ciucă. Ei bine, astăzi, pentru că zeci de mii de dascăli au ieșit în stradă, președintele Klaus Iohannis spune, hop, Marcelino, stop, mașina, stai ușor, nu intra în fibrilație, că până nu o rezolvăm cu greva, nu are loc niciun fel de rotativă. Dar vă aduc aminte și contextul, ca să-l înțelegeți perfect. În momentul când președintele a ieșit ieri la declarație, după ce l-a primit la 4 Cotroceni pe președintele Germaniei, președintele Klaus Iohannis a spus, domnule, eu vreau o rotativă sticlă. Protocolul să fie respectat sticlă. Aoleu, zice PSD-ul, ce-ai făcut, Bobiț? Imediat, în biroul acela cu la Camera Deputaților, buf, Gabriela Firea, Sorin Grindeanu, acolo, la vorbe, bă, ce facem, că am încurcat... Pierdem Ministerul Transportului de la Sorinache, nasol. Nasol. Tot ieri domnul Ciucă zice, ha, îmi depun mandatul, frate. Protocol, sticlă, bum! Astăzi, dascăli au ieșit în stradă. Și, într-adevăr, România e cumva în instabilitate. Iar președintele vine și spune, până nu rezolvăm această problemă, stop rotativa. Mai vedem noi după aia. Deci jocurile sunt interesante. Iar dascălii, da, au ieșit în stradă și cred că mulți dintre voi ați fost deranjați pentru că nu s-a putut circula. Însă, greva lor este justificată. Da, au nevoie de mai mulți bani. Da, pentru educație este nevoie de o alocare consistentă din produsul intern brut. Asta n-are nimeni ce să comenteze. Dar de asemenea, ca să fiu clar și după aceea comentați voi, avem nevoie, în momentul în care lucrurile pecuniare și de condiții se vor rezolva, avem nevoie, clar, și de performanță. Că nu vă supărați pe mine, dacă am citit statistica, m-am îngrozit. 81% dintre elevii din România sunt analfabeți funcționali. Ce s-a întâmplat astăzi, în țară, oameni buni, privim acum. Este o ofertă jignitoare. În jur de 10.000 de profesori s-au strâns în Piața Victoriei și apoi au plecat în marș spre Parlament. Guvernul a repetat însă oferta, iar asta a produs și mai multă revoltă în rândul sindicaliștilor. Este o ofertă jignitoare. Am rugăminte către părinți și către elevi și către societatea civilă. Acest moment este foarte important. Poate fi un moment de restart pentru România până la urmă, pentru întreaga societate. Ne-am săturat să avem un sistem subfinanțat. Vrem un învățământ modern, vrem o resursă umană suficientă și motivată
Oamenii sunt mai revoltați decât ieri. Este a patra zi de grevă generală și în școlile din întreaga țară. În Cluj-Napoca, mai mulți dascăli revoltați de răspunsurile autorităților au lovit cu palmele mașina prefecturii. Nu doar în București, ci și întreaga țară, oameni buni, profesori au ieșit în stradă astăzi. De fapt, au anunțat, acum la nivelul guvernului, chiar în clădirea guvernului, are loc o nouă rundă de negocieri. Guvernul a oferit niște vouchere, mă rog, niște sume de bani, undeva la 2500 de lei. Sindicaliștii au spus, nu mergem în continuare cu greva. De cealaltă parte, ca să vă dau toate aspectele, există copii elevi în anii terminali care ar fi vrut să aibă cumva o siguranță și un calendar al activității. Și aici vorbesc foarte clar de cei care termină clasa 8-a, dar și cei de care trebuie să dea bacalaureatul, ca să le împachetăm pe toate. Domnilor, vă rog, și acum cumva ar trebui să discutăm fără prea multă patimă. Domnul Surugiu, încep cu dumneavoastră, că ziceți eu, că nu vă dau spațiu. Eu cred că în procesul educațional sunt implicați mai mult politicienii, pilele relații, decât profesorii. Și astăzi, când vorbim, unii directori care au fost numiți politic, fac presiune asupra profesorilor să nu mai continue greva, ceea ce e un lucru care nu ar trebui să se întâmple. Eu am spus de marți, pentru că știam că astăzi va fi protest, și mă reîntorc acum două săptămâni, când în fața guvernului au făcut dascării protest și nu i-a primit nimeni, nici domnul Ciolacu, nici domnul Ciucă, nimeni. Și de atunci trebuiau să înceapă discuțiile. E clar că din 2017 până acum, atunci când polițiștii și profesorii au renunțat în favoarea medicilor pentru salarii, legea 153 nu e respectată nici astăzi. Vorbim despre alte legi, legi de salariare, de pensii, dar nu e respectată legea în cauză. Cred că dacă ministrul, prietenul dumneavoastră, domnul Budei, venea și spunea acolo, domnule, de mâine intră în funcțiune și terminăm, se va aplica legea 153 corect, cred că stingea conflictul. E clar că profesorii nu vor ceda acum, pentru că e o situație care îi avantajează. Nu, îi avantajează. De ce? Ei trebuie să câștige cât mai mult din negocierile astea. Depinde până unde vor merge sindicaliștii și nu domnul Ciolacu. De unde bani? Ca să fie corect, iartă-mă, doar asta spun, ca să fie corect față de toată lumea, domnul ministru Budăi, pentru că nu s-a ocupat de pensii, nu s-a ocupat nici de legea salarizării. Trebuia să plece domnul Budăi de mult. Dacă aveam acum legea salarizării gata, erau rezolvate problemele profesorilor. La fel cum și dacă aveam legea pensiilor gata, erau rezolvate problemele de inechitate. Dar pentru că a vrut să fie corect față de toată lumea, n-a făcut-o nici pe aia. Un salariu la un profesor de liceu, ca să mă înțeleagă telespectatorii de acasă, ar trebui să pornească de undeva, net vorbind, bani în mână, să înțeleagă toată lumea, nu brut, de la 9.000. De acolo, așa sunt calculele făcute de către sindicaliști și profesori. O declarație interesantă a președintelui Klaus Iohannis, a vorbit foarte frumos, vorbește de instabilitate, de stabilitate. Eu am spus acum ceva vreme, chiar aici, că nu se va face nicio rotativă. Iar mai devreme Laurențiu Botin a vorbit de grevă. Că așa a spus președintele, până nu se va termina greva, hai să o lăsăm cu rotativa. Dar n-a spus care grevă. Greva profesorilor, cadrelor din învățământ, medical. Greva ceferiștilor, greva personalului medical, care ar mai fi? Greva în administrația publică locală. Probabil că o să avem, și așa au și anunțat de altfel, o să avem o succesiune de greve. Încât eu, bă, domnul Ciolacu, nu-l văd bine. Ei vor să-și vândă blana ursului din pădure, nu știu cum să-i facă lufirea. 7 ministere într-unul singur. Te zici că cine știe ce performanță a avut la Ministerul Vieții. Lu Grindeanu vrea să-l pună cu orice preț. Te zici că nu știu câți kilometri de autostradă am deschis noi sau de drumuri naționale în ultimul an de zile. Lu nenea asta de la agricultor nu mai spune nimeni de el, dar un dezastru total. Adică, care-i performanța guvernului trecut astfel încât oamenii ăștia să mai se califice încă o dată să conducă ceva?
Păi, credeți-mă, pentru țara asta eu prefer un guvern de oameni profesioniști, prim-ministru avem și nu vreți băieți, vreți anticipat. Da, mă, să vină cineva, Cioloș, cu specialiști. Nu, avem guvern. Da, Cioloș, te-ai gândit? Te avem guvern, avem prim-ministru, să facă ordine. Care prim-ministru ai gândit? Bubițe pe mine dacă zici de care prim-ministru ai gândit? Nu, în locul ministrilor PSD, în locul ministrilor PSD, aduceți-vă oameni care Cioloș a fost cel mai bun premier pe care l-a avut PSD-ul, să ne înțelegem. Nu, tehnocrații, cine? Vrei pe Vlad Voiculescu din nou? Nu știu, vrei mă, să luăm cine alegeți voi, că e guvernul vostru, PNL, Lucian, liberal. Nu, nu, păi nu, eu altceva vorbesc. Vă place fără, cum vinde țara dacă acum, vreau, luăm iar pe cum vă jucați cu soarta și oamenilor? Și ne întoarcem la tehnocrații pe care i-a avut Cioloș? Vă place? Mulțumesc frumos, nu. Vă place cum vă jucați cu țara asta? Auzi, totdeauna când intervin, aș vrea cumva să vă opriți. Păi ne-am oprit. Da? Vreau să știu de la domnul Constantinescu și de la domnul Bădescu cum vedem, societatea civilă cum vede greva asta? Eu cred că Ciolacu nici nu vrea să își ia post de prim-ministru în condiții în care țara este un haos. Cum a spus dumneavoastră, acum sunt greve peste greve, e scandalul cu pensiile speciale și multe, multe alte scandaluri. Nu cred că i-ar conveni acum să zică Iohannis, bă, du-te mâine prim-ministru și rezolvă problema. Adică eu cred că nici nu și-ar dori să fie în momentul de față, în condiții în care țara este aruncată într-un mare haos, în multe scandaluri și de corupție și cu PNRR-ul și cu pensiile speciale. Adică nu cred că ar fi foarte happy să ia postul de prim-ministru. Deci e posibil ca președintele să dorească să-l victimizeze și să victimizeze PSD-ul ca să-i dea... Și în plus de asta, Iohannis e obișnuit. Păi domnul Iohannis poate era... Asta e programul vostru de guvernare acum. Se știe. Asta se poate întâmpla. Ziceți că aici... Iohannis este obișnuit să conducă guvernul. Și când a fost Orban, și când a fost Câțu, și acum cu... Ciucă, el a condus guvernul. Acum, dacă vine Ciolacu, s-ar putea să nu mai conducă guvernul și nu-i convine chestia asta. Și Ciolacu și eu, președintele Iohannis, spun același lucru, de fapt. Ciolacu a spus că nu vrea să preia un guvern acum, voilà, în condițiile în care sunt proteste de stradă, pentru că e o chestiune, dacă vreți, de gramoștenire, o chestiune care ține... Da. Nu, stați un pic, este o falsă iluzie să vină Ciolacu. Nu. Păi deci, nu au guvernat împreună? Stați, domnule, puțin, dacă e o firmă, de ce să o iau cu datorii? Haideți să vedem să așa ne privesc firmă. Firma asta e făcută de amândoi, iartă-mă că spun. Nu, responsabilitatea e comună. Ai spus mai devreme că e un guvern PNL. Și tocmai ai spus că să dea PNL-ul pe să dea guvernare. Băi, și ăștia sunt domnule. Da, deci ei privesc ca o sursă de bani. Nu, să retrag. Ca să vă mai dau. Nu e ok să iei o chestiune care... Păi când a făcut protocolul ăla, nu știa la ce se hamă. Nu, n-au gândit că atunci când fac rotativa s-ar putea ăștia la să-i pună pe unii să facă niște greve și scandaluri. Și găsim soluții. Nu s-au gândit? Credeți că e regia asta? Că oameni să scoși în soare ca regie? N-am spus eu asta, dumneavoastră insinuați. Nu, bine, și dumneavoastră ați insinuat. Nu, eu am spus dacă nu s-au gândit. Mai încerc o dată, a treia oară, zburați din studio. Jur că zburați din studio. Deci, pe bune, mă luați la mișto. În timp ce, mă rog, profesorii au ieșit în stradă pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale, aproape prin toată țara, șefii de partide au fugit fiecare să sărbătorească Ziua Eroilor, că e înălțarea, fiecare dintre ei pe unde a putut. Și-au găsit loc. Apropo de asumare, domnul Iohannis la Sibiu, cu avionul, Ciucă la Cluj, domnul Ciolacu la Buzău, evident, pentru trăit. Și George Simion pe la Poiana Uzului. Nu știu ce face el pe acolo. La dacă... Bacău s-a lansat la cimitir acolo. De guvernare la Bacău. S-a lansat la mine la Bacău. Măi, frate, tai mei, mă. Da, hai să-i vedem pe oamenii. Azi e la Iași. La noastră liceu nu e grevă? Cum vrei tu, poți. Noi nu suntem în liceu, noi suntem să întâmpinăm președinții. Eu nu am venit aici politică, am venit împreună cu clasa mea să întâmpinăm pe președinții. Carmen Iohannis nu participă la greva profesorilor. Alături de un grup de elevi din clasa la care predă, prima doamnă l-a așteptat pe șeful statului în fața unui colegiu din Sibiu. Claus Iohannis a făcut și o glumă cu elevii. Claus Iohannis a venit însoțit de președintele Germaniei, cu care a făcut un alt fel de tur al Sibiului, orașul natal pe care l-a și condus. Înainte de vizita la liceu, președintele a participat la manifestările organizate de Ziua Eroilor tot în Sibiu.
La ceremoniile organizate de Ziua Eroilor a participat și Nicolae Ciucă, însă în Parcul Carol din București. Alături de premier a fost ministrul de interne Lucian Bode, dar și liderii opoziției, precum Dan Barna. După eveniment, Nicolae Ciucă a mers la Cluj pentru ceremonia de semnare a contractelor pentru metroul care se va realiza prin PNRR. Vedeți că e totul transparent. E rușine că am fost coleg. Să nu călcăm trandafirii pe cea de muncă. Am fost coleg și sunt rușine. Mă rugăm frumos. Mi-e rușine. Mă rugăm frumos. Hai să vedem. E rușine până la capăt. Mă rugăm frumos. Mi-e rușine. Marcel Ciolacu a ales să petreacă Ziua Eroilor la Buzău. Evenimentul a fost eclipsat însă de greva profesorilor. Ba mai mult, liderul PSD a fost huiduit de protestatari în timpul discursului. Aș fi vrut în mod deosebit la sfârșit să mă adresez și doamnelor și domnilor profesori, dar încă de la început aș dori să le mulțumesc pentru respectul pe care ni l-am arătat astăzi unii altora. Liderul AUR, George Simion, a marcat Ziua Eroilor în Valea Uzului alături de zeci de simpatizanți ai partidului său. Președintele Partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, este cu noi. Bună ziua, domnule Orban. Și la mulți ani, că, la mulți ani că astăzi împliniți o frumoasă vârstă. Adevărat s-a înălțat. Mulțumesc, Ia ziceți, domnul Orban, că nu mai face rotativă, nu mai face nicio nimic deocamdată, că e problemă. Gata. Țara în haos. Nu, în primul rând, dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre greva profesorilor. Greva profesorilor nu s-a iscat din senin, iar din punctul meu de vedere, revendicările cadrelor didactice sunt perfect legitime, pentru că ele, de fapt, sunt aceleași solicitări pe care guvernul s-a angajat să le satisfacă și pe care guvernul de un an de zile le susține în discursurile publice și în proiectele de lege ale educației. Sunt în principal două elemente de bază. Alocarea 18% din încasările bugetului general consolidat pentru educație, care e inclusă în programul de guvernare al guvernului, și de asemenea creșterea salariilor în educație, plecând de la salariul debutanților, care să fie echivalat cu salariul mediu pe economie. Aceste lucruri erau prevăzute și în România Educată și în proiectele de lege ale educației și când era campionul ministru și după ce a venit Ligia Deca, după care au dispărut în dezbaterea parlamentară. Noi am și avut amendamente pentru a le repune în legea educației, fără niciun fel de explicație. Singura explicație publică care a fost dată pentru neonorarea acestei promisiuni a guvernului, fiind o să fie inclusă în viitoarea legea salarizării unitare din sectorul public, care va fi adoptată nu se știe când. Deci, practic, greva s-a declanșat ca o formă de protest mai degrabă spontan, nu impusă de liderii de sindicat, pentru că a plecat de la bază, de la profesori, și a și fost luată decizia prin referendum a se declanșa greva, pentru că guvernul și-a bătut joc de cadrele didactice și pentru că nu a făcut ceea ce a promis timp de un an de zile că va face. Iertați-mă, Iulian Surugiu, domnul prim-ministru. Guvernul confruntat cu greva, în loc să se așeze la masa negocierilor și să stabilească foarte clar care sunt punctele în care se poate ajunge la o înțelegere, astfel încât greva să înceteze, au început o operațiune de intimidare în toată țara, pe inspectoratele școlare. Sunt județe unde cadrele didactice au fost amenințate că li se suspendă contractele de muncă pe perioada grevei, au fost amenințați că nu li se va lua în considerare vechimea pe perioada grevei. În plus, s-a încercat în comunicarea publică, prin agenda premierului și prin luările de poziție ale guvernanților, să fie mobilizată împotriva cadrelor didactice,
opinia publică, în special reprezentată de părinții copiilor, care copii sunt afectați de greva educației. Lucrul ăsta, în loc să aibă un efect favorabil, dimpotrivă au turnat gaz pe foc și au mărit practic determinarea și spiritul revendicativ în rândul cadrelor. Da, am înțeles, domnul Orban. Domnul Orban, eu vreau să... Iulian Surugiu sunt, vă salut. Dom'le, dar problema profesorilor trenează din 2017, la fel cum trenează și problema polițiștilor și a militarilor. Și dumneavoastră ați fost premier o grămadă de timp. De ce n-ați rezolvat dumneavoastră, domnule? A fugit. Păi da, e, mă, rămâne retorică întrebarea. Da. Păi, mor, e așa, deci... de fain să vorbești din opoziție. De n-are nicio treabă. La putere. Nu, dar el n-a fost la putere. A fost la putere. Păi, a fost la putere. Păi, tu ai uitat ce ți-am spus înainte? De Ludov, domnule, pe mine m-a fascinat declarația doamnei președinte. Ce a făcut dânsul? Domnule, pe mine m-a fascinat declarația doamnei, la profesor și la... Domnule, doamna Carmen ne spune la televizor că domnia sa nu participă la o acțiune politică. Domnule, greva, doamna Carmen, nu e o acțiune politică, e o acțiune sindicală. Mai mult decât atât. Mai mult decât... Păi, ora vreau să ne transmită vreun semnal. Ora vreau să ne transmită vreun semnal. La gura păcătosului adevăr greșește. Are să ajută ei. Domnul președinte, azi care și greva vantajele ei. Mai nu știu dacă vă auzi. Orban. Hai cu întrebarea, că aude. Nu, mă, e săptămâna verde la Sibiu. Faceți mișto de mine. Domnul Orban, iertați-mă, Iulian Surugiu sunt. Deci, domnul Orban, cu tot respectul, problemele profesorilor și ale polițiștilor și militarilor datează cam din 2017. Și dumneavoastră ați avut, și dumneavoastră, iertați-mă, știu că am fost la dumneavoastră acolo, la guvern, ați fost, s-au rezolvat ceva probleme, dar și dumneavoastră ați fost premier mult timp și ați condus un guvern. Domnul Sorogiu. Da. Graficul de creștere a salariilor în sectorul public a fost prevăzut în legea salarizării unitare din sectorul public, iar acest grafic prevedea creșteri cu câte un sfert parcursul anilor, astfel încât de la 1 ianuarie 2022 să ajungă la salariul în sectorul public care a fost proiectat. Eu am guvernat într-o perioadă de criză determinată de pandemie care a provocat o criză economică și care a provocat o prăbușire a veniturilor bugetare. Spre deosebire de guvernul ăsta, eu am stat de vorbă de fiecare dată cu reprezentanții patronatelor, sindicatelor, organizațiilor neguvernamentale și totdeauna am fost sincer, onest și am spus ce se poate face și ce nu se poate face. Iar atunci când am hotărât că fac ceva, chiar am făcut. Gândiți-vă că acest guvern este după 2 ani de creștere economică de peste 5% în 2021 și de 4,8% în 2022. La asta trebuie să adăugați că am avut cea mai mare inflație din ultimii 15 ani în anul 2022, care a erodat puterea de cumpărare a veniturilor cadrelor didactice și numai cadrelor didactice, a tuturor veniturilor cetățenilor români, plus angajamentele care au... Pot să nu vă dau dreptate, dar eu spun așa. Guvernele, prin reprezentanții săi, nu au respectat ei însuși legea în România. Indiferent de motive, când faci o lege organică, trebuie să te ții de ea. Nu, dar eu are și dânsul o responsabilitate. Păi, sigur. Deci nu vreau discuții despre legi. Dați-mi voie să vă spun. Legea în sine e o aberație. Nici o țară nu se reglementează așa ceva în care se stabilească un grafic de creștere. Bine că n-au făcut un grafic de creștere al salariilor. Cine l-a făcut? Trebuia să dați ordonanță de urgență să faceți alte legi, domnule. Majoritatea parlamentară care era la ora actuală a PSD-ului, în vremea în care PSD-ul era condus de Liviu Dragnea, legea salarizării sectorul unitar, practic tu nu trebuie să stabilești un astfel de grafic, trebuie să stabilești un mecanism de creștere care să se bazeze pe indicatori obiectivi, rata inflației, creșterea economică, creșterea productivității și așa mai departe. Nu să stabilești tu un grafic de creștere din burtă
a venit la măsuri, măsuri, toată lumea, toți de aici și dumneavoastră știm, dar nu s-au luat măsuri. Nu, păi stau să ascult că știm ce s-a întâmplat. Eu întreb de ce nu s-a făcut cât a spus dumneavoastră premier. Sunt și informații false, domnule. Deci nu pandemia provoacă criza economică. Reacția politicului creează criza economică. Nu pandemia creează inflație. Pandemia reacția politicului bogătași și a băncii centrale, care uite, a mărit masa acum, monetară. Acum adică astea sunt cauzele de fond. De record, domnul Ludovic ați terminat? Orban. Băi, ați terminat, nu, că m-am enervat. Toți sunteți moderatori în emisiunea asta. Nu, mă, vreau să-l întreb bă, ceva, să-mi spun bă, așa, că a terminat guvernarea și că e normal. Că faceți voi, mă. Păi atunci... Ce facem? Nu putem să întreabă? Hai, faceți voi, va. Înainte de investirea guvernului Orban, eram în birou cu grupul PMP așa, așa. Și v-am întrebat, și a fost o condiție ca să vă sprijinim la guvernare și să votăm căderea guvernului Dăncilă și numirea noastră, acea lege care noastră a spus că dați ordonanță de urgență privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin, care, pe care și pe dumneavoastră acum vă va avantaja. De ce n-ați dat-o? Că așa acum, vorbiți, adică sunteți în opoziție, sunteți în opoziție și vorbiți de parcă n-ați spus niciodată la butoane. Orban, ia zice. Ați dat ordonanța? Păi lasă să zică. Ziceți. Dați voi să răspund. Eu nu pot să am un dialog în aceste condiții în care cei care sunt în studio vorbesc peste mine. N-am dat ordonanță, mi-am angajat răspunderea guvernului pe modificarea legii astfel încât, prin angajarea răspunderii, să introducem alegerea primarilor în două tururi. Și cu majoritatea PSD a depus moțiune de cenzură și guvernul Orban a căzut la moțiunea de cenzură respectivă și din cauza asta nu a fost adoptată. Eu mi-am pus scaunul de premier. Puteți să spuneți asta celor care nu cunosc ordonanța de urgență avea caracter de îndată. Domnule, lăsați-mă, ce ordonanță de urgență? N-ai voie să răspuneți românilor, nu știu ce, când trebuia să faceți o chestie simplă. Semnalitera în dezvoltarea țăristă. Un an înainte de alegeri... Greu, înainte vorbeam mai mult cu dumneavoastră. Domnul Orban, cine își asumă, domnule, rezultatele astea ale românilor? Ca unul de premier ca să impună această modificare... Nimic nu-i mai scump decât România și cetățenii ei, domnule, nu ca unul de premier. Țara, mă, poporul. Domnul Orban, mulțumesc frumos, hai că sunt gata. Gata. Gata că n-am înțeles. Păi și dacă îl întreb pe Petre Roman acum, spune că el nu știe nimic de industria românească. Că a dat-o la fier vechi. Ce facem? Tupeu fantastic. Ce facem acum, domnul Sărgiu? Ce doriți dumneavoastră? Ah, mulțumesc frumos. Ce drăgări. Bă, ce... Mare, o mare caracter. Băi, mai un caracter, adică, da, băi, pe bune. Deci, fraților, suntem așa, în următoarea conjunctură. Dascării sunt în grevă. Lucrurile nu se știe cât vor ține. Rotativa guvernamentală, care oricum avea un spațiu de timp în care lucrurile trebuiau să se așeze, iar Parlamentul să voteze un nou guvern, este cumva în aer. Klaus Iohannis a anunțat foarte, foarte clar că atâta timp cât există instabilitate și grevă în țară, rotativa mai poate să aștepte. Pe bună dreptate. Normal. De asemenea, există declarații ale altor ramuri sindicale, vorbim de Sanitas, vorbim de polițiști chiar, și nu numai, care vor de asemenea să declanșeze greva generală. În momentul de față, un cartof fierbinte aruncat pe piață, și eu spun așa, politic, și o să vedeți, și o să ajungeți la vorba mea, a dus România exact într-o definiție acestui cuvânt, instabilitate. Parlamentul va intra cât de curând în vacanță parlamentară. Bani pentru toate măririle posibile și imposibile sunt convins că nu există. Și atunci, cineva are o misiune extrem de complicată. De a împăca capra și varza. E greu câteodată în politică, dar e foarte ușor, nu e așa, în opoziție. Ieri am discutat și alaltă ieri despre decizia CEDO, ceea ce privește recunoașterea cuplurilor de același sex în România, inclusiv căsătoria. Și a apărut pe piață un sondaj.
Un sondaj în care românii au fost întrebați cât de mult îi afectează acest lucru. Rezultatele m-au uimit și aș vrea peste câteva minute să vă uimesc și pe dumneavoastră. Revenim în câteva minute, așadar. Mai nici n-a apărut bine decizia CEDO, aia care obligă statul român să recunoască cuplurile de același sex. Și bineînțeles că sunt valori, avem informații conform cărora deja sunt aproape 1000 de cupluri de același sex care online și-a făcut programare la starea civilă, pe aici, prin România. E bine, a apărut și un sondaj, da? Și românii au răspuns prin metoda CATI, adică prin telefon, la câteva întrebări legate de acest lucru. Cât de mult vă afectează decizia CEDO, în urma căreia familiile formate din persoane de același sex trebuie recunoscute legal și protejate de toate statele din Consiliul Europei, inclusiv România? Iar spre surprinderea mea, românii au răspuns extraordinar pe gen feminin-masculin. Iată, procentele cu nu mă deranjează, foarte puțin, adică cele pe care le vedeți voi verde, da? 38,7%, puțin 11,6%, nici mai mult, nici mai puțin 18,4%, adică nu-mi pasă, mult 9,1%, foarte mult 22,2%. Este extrem, extrem de interesant. La nivelul de educație, cumva, aceste procente rămân, ele cumva fluctuează și nu se îndepărtează de procentele inițiale. Deci, cumva, ca și la referentul de familie, lucrurile pentru familie, lucrurile astea rămân așa, în fel de nu ne interesează pe noi România. Și cumva, doamnelor și domnilor, acest sondaj vine cumva antagonic cu ceea ce vă spuneam eu la începutul emisiunii, și anume că eu am observat o revărsare de ură pe rețelele socializare și de homofobie. Oricum, datele acestui sondaj, făcut, cum vă spuneam, după metoda CATI și, bă, ar trebui să vă spun teoretic și cine l-a făcut și vă spun Novele imediat. Research, pe 1000 de respondenți și 910 respondenți și este făcut la cererea societății civile de Novel Research. Da? Deci, cumva, bă, procentele, bă, că nu ne deranjează, sunt mult mai mari decât cele care ne deranjează mult și foarte mult. Și atunci stau și mă gândesc de unde atâta ură și de unde atâta surpriză într-o țară care se declară profund religioasă. Păi, ura este a celor care se declară foarte, foarte împotriva acestor oameni. Dar vedeți, aici vorbim de o majoritate tăcută. Acești peste 50% dintre români reprezintă majoritatea tăcută și reprezintă oamenii care nu sunt deranjați profund de acest lucru. Nu sunt deranjați în sensul în care dacă nu se întâmplă la ei în casă, să nu văd ei treaba asta, cred că această situație de fapt nu există. Este o majoritate tăcută. Și cei 22% sunt cei ultra-religioși și în general cei mai în vârstă, care sunt foarte vexați pentru că au trăit într-un alt sistem. Dar dacă ați văzut, tinerii nu sunt afectați deloc. Dimpotrivă. Dar pe grupe de vârstă, pe sex și pe educație, cifrele nu fluctuează, bă, extraordinar. Cumva sunt cam tabelul sunt cel mare. Da, nu, 2-3 minus, 2-3 procente plus sau un minus. Deci cumva, dar știi, pe mine mă frapează la mai mult sau mai puțin. Știi, chestia asta eu n-am prea înțeles-o. Cum e mai mult sau mai puțin? O întrebare. 4%. Mai mult sau mai puțin? E o întrebare greșit formulată aici. Pe ce eșantion s-a făcut sondajul ăsta? 910 respondenți. Marja de eroare 3,5%. Telefon, sociologic, se pare total irelevant. Nu este, să știți. Depinde cine răspunde la telefon. Tocmai. Nu. Se face calibrare, să știți. Am lucrat în domeniu și se face calibrare. Foarte este puțin. 95% este reprezentare a populației, așa cum este ea, și marja de eroare 3,5%. Plus că deci dacă ai făcut bine, este oricum o poză de moment. O diferență dintre rural și urban, probabil un urban. Și în plus de asta, dacă comentezi ceva împotrivă pe rețelele sociale, te blochează. Și atunci omul când îl sună ceva, nu știe ce, bă, decât să mă blocheze, să vină miliția la mine acasă, mai bine să găsi de acord și închei povestea. Adică eu așa văd lucrurile. Noi suntem o țară creștin-ortodoxă. Eu sunt creștin-ortodox. M-am declarat și toată biserica ortodoxă a declarat împotrivă. Și cert este că poporul român, chiar dacă a greșit de multe ori în cabina de vot, a devenit în ultimii 33 de ani, am devenit europeni întru totul. Și eu cred că rezultatele acestui sondaj
coroborate cu acel referendum pentru familie, unde știți ce s-a întâmplat, ne duce în zona europeană. Nu este un lucru să ne mire. Ideea de familie e foarte clară. Potrivit definiției familiei, zice, îi unește pe legătura care îi unește pe părinți și descendenții acestora, necăsătoriți. Deci asta e familie, restul sunt constructe. S-a spus în nou, Bădescu, dar nu poți fi părinte cuplu de același sex și adopți un copil? Nu, descendenți... Probabil că va fi următorul pas. În... Ce vreau să vă spun, că mi-a trimis cineva ieri, dar n-am mai apucat. Noi acum cumva avem întrebări de astea, băi, ce facem, că dacă acceptăm sau nu acceptăm. Și în Columbia deja s-a legalizat primul mariaj între trei persoane de același sex. Imediat, ca să fie treaba. Dar Columbia... Pisicile, câinii, în Columbia sunt trei mărfuri importante acolo, aia... Știți că o mai folosesc unii, cafeaua și, bineînțeles, Shakira. Bun, am terminat emisiunea și vă mulțumesc tuturor invitaților. Urmează Anca Alexandrescu, Culisele statului paralel, 3 ore. Bun găsit, Anca. Bună seara, Laurenție. Am crezut că vrei să spui că și la noi e grup, la guvern. Bună seara, doamnelor și domnilor. Unul e la Sibiu, altul la Buzău și cealaltul se duce la Cluj. Unul face glume pe seama grevei că e și ea bună la ceva. Adică au adus copiii de acasă pentru Carmen și soțul ca să dea bine la președintele Germaniei. Marcel s-a dus la Buzău ca să fie în siguranță, dar, surpriză, l-au luat cu hoho chiar foștii colegi care au spus că le e rușine de reverbele acelea. Eroismul se manifestă la toți cei care își iubesc țara și care sunt pregătiți să facă tot ceea ce este nevoie pentru a o apăra. Ce frumos a zis președintele PSD azi. Păcat că e doar un text scris de consilieri. Fug toți, că știți voi cu cine, ca cine, de tămâie. Fug de voi, oameni buni. Le e frică de furia voastră. Nu-i slăbiți, căci acum e momentul când ei au cuțitul la os. Le-a stricat negocierile pe funcții cu mulți bani. Nu mai acceptați umilința și pomenile pe care le aruncă ei când și când ca să-și salveze puterea. De Rafila mai știți ceva? Uite că au aflat colegii mei că e mai mult plecat prin deplasări, 2 luni puse cap la cap de când e ministru. Dar nu vrea să spună cât ne-au costat plimbările lui. Păi dacă Iohannis poate, de ce să nu poată și el? Urla toată țara că e nevoie de medici și tinerii rezidenți care au luat examenul stau în fața ministerului și îl așteaptă pe domnul de la OMS să se milostivească și să le dea posturile din țară unde e mare nevoie. Am uitat, zice doamna de la Casa de Asigurări, că de acum o să primim medicamente ieftine ca să apuce toată lumea, ci că nu e normal ca unul să mănânce cozonac, iar altul să nu mănânce deloc. Doamne ferește! Vreau să-l laud astăzi pe Burduja, care o zi grea. A modificat postarea după emisiunea de aseară, dar azi i-a stricat ziua DNA-ul. Cum s-au dus ei în control la poștă să ia la întrebări pe cel mai bun prieten cu care a făcut campanie, Neamț? Ah, unul din directorii aduși de el la București e de la Neamț? E și membru PNL? Și sunt și niște întrebări de la DNA despre el? Ai, domne, că mai e o zi și vine sfârșitul de săptămână, țara rămâne fără premier și se împart locurile noul guvern, de ce îi distruge șansele lui Tianu să meargă la finanțe sau chiar să mai rămână în guvern? Că tot am amintit ieri de Institutul Cantacuzino, ia să mă ocup eu azi puțin de subiect. Că a trecut la armată și acolo a rămas. Au zis că fac, că drec și nimic. Aud că mai nou le-a mai venit o idee să tranzacționeze toată România la bursă, ci că guvernul va pune presiune pe români să vindeți cupoanele alea de la marea privatizare. În rest, doamna Carmen avea azi o poșețică nouă. Am vrea să știm și noi marca și prețul și neapărat cine a făcut rochița fără mâneci și foarte scurtă. Papucei din ce colecție sunt? Vă aștept de la 18, 3 ore. Mulțumesc, Anca! Vă aduc aminte, doamnelor, domnilor, dacă urmăriți și veți urmări cu siguranță programele Realitatea Plus, veți afla ce s-a hotărât acum la guvern. Este a treia rundă de negocieri între reprezentanții guvernului și sindicatele din educație. Să aveți un weekend plăcut, liniștit, cu vreme bună, fără vijelie și cu mai puțină ură unul față de celălalt. Toate bune!